Preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria, s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor din localitatea Utlaca Pustă. Ierașul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohială. Este o parohie frumoasă, care are și un centru deosebit pentru familii și tineret, cu un minunat altar de vară sau paraclis în stil maramureșan. Dar că, dincolo de toate, în această duminică ne-am rugat Bunului Dumnezeu și le-am împărtășit credincioșilor cuvânt despre semnificațiile și mesajul acestei Sfinte evanghelie care este de folos pentru noi toți. În această duminică înfricoșătoare judecăți, am avut parte nu doar de vreme frumoasă și însorită aici la Otlaca capusă, dar mai ales de o Sfântă Liturghie arierească, săvârșită de către Preațințitul Părinte Episcop Siluan, căruia îi mulțumim pentru această frumoasă slujbă, dar îi mulțumim și pentru uh, frumoasele cuvinte de întărire, uh, cu puțin înainte de începerea Sfântului și Marelui, Post. La finalul Sfintei Liturgie a avut loc și ședința de constituire a noului Consiliu Parohial. Mă bucur că am depus astăzi jurământul în calitate de membru al Consiliului Parohial și epitrop al Parohiei la Capustă. Este o onoare pentru mine și împreună cu ceilalți membri vom face tot ce trebuie pentru această parohie. La o treacă funcționează și un centru pentru familii și tineret sub ocrotirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe.